Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un video din Warcraft 3 Reforged. Oameni buni, întâmplare că ne-am întâlnit, am început campania orcilor cu, știți voi, cu ajunsul pe, în Calibdor, cu întâlnitul taurenilor și cu chestii genul acesta. Dar aparent era un cinematic între cele două misiuni și pe care o să-l vedem noi acum, pentru că da, nu mi-a dat opțiunea să-l văd atunci când am trecut episodul anterior. Și plus că dacă continuam și cu misiunea următoare, credeți-mă, ieșea un detail video. Da? Hai să trecem peste asta, să dăm acel mini cinematic, mini intermisiune, să dăm care-i treaba, să dăm ce se întâmplă în Lordaeron, cât timp noi ne distrăm în Calibdor cu toate creaturile pe acolo, cu toți centaurii și cu taurenii și cu toate nebunile pe acolo așa. Bine, curând o să ne distrăm și cu Night Elfii, pentru că ne vom duce încetul cu încetul către Ashen Vale, unde știm foarte bine ce e acolo, ce teroare o să ne aștepte pe acolo, mare parte. În special foarte mulți Night Elfi. Se pare că apare și scenarius foarte, foarte curând. Deși s-ar tăia să mă înșel, acum nu știu sigur de chestia asta. Cine știe? Oh, God! Ok. Lordaeron treaba e blană. Mama! Hey, mighty Manoroth. How goes the invasion? Bah, these frail humans offer no real resistance. Chele aici față cum era Warcraft 3. The Scourge did its job well, unlike some others I could name. Do not mock me, Dreadlord. I am aware of the orc's failure. When I find them, I will discipline them myself. Yes. Actually, that's why I've come. I thought you might like to know that the orcs are no longer here. Pom pom pom. What? Are you certain? Certain as ever, Manoroth. My agents, at least, are always dependable. They tell me that the orcs have landed on Calibdor. Calibdor? But what could they be? Bah! The orcs are mine by right, and I will claim them wherever they choose to run. Oh, Archimon! And you are mine, Manoroth. You would do well to remember that fact. We will watch the wayward orcs and wait. Despite their failure, they may still prove useful to us. Pentru că nu știu cine e, Manoroth e cel care a făcut orcii să fie din marou în verde. El i-a cam corupt așa puțin, cum s-ar zice. Le-a dat o leacă de sânge de-a lui să bea și s-au transformat dintr-o dată în verzișorii ăștia. Că în mare parte, pentru cei care nu știu, orcii sunt marou de origine. Roșii în caz devin mega corupți, iar verzi sunt doar așa puțin corupți de fel magic. Dar, Manoroth e cel care a pornit toată treaba asta și de-aia zice că orice îi aparțin. Dar acum hai să vedem ce ne așteaptă pe noi în Calibdor. Oh, uite, Kodo Riders. Ăla e cumva un orc gras pe un Kodo, da. We've been trudging through this wasteland for a week with nothing to fight but centaurs and pigmen. We need real enemies to test our mettle. Yes, boredom and the beating sun have put us all on edge. But we must push on. All will be made clear once we meet the Oracle. As you say, War Chief. Look, it's the Warsong Clan, and they're battling humans. The fuck, human? Wretched orcs! How dare you follow us to this land? Oh, Batmel, Gromash. You'll need it to scream when I start tearing off your limbs. Mama. Loktar warriors, Hellscream needs help. Hai că da. Ah, nu ste, doar în doia de atacă, el respira pion, nu știu ce era pe acolo. Șopă el. For honor. Trăsnește-i, troll. Mai e o bază mai sus. Oh, e o bază. E baza lui Gromash. Aș vrea să spun că asta o să o luăm pentru noi, baza asta, nu? Da. S-o facem a noastră. Bă, ce mișto arată Gromash, să fiu sincer. Arată foarte blană. Bă, ăsta era range până la urmă. Și
ăsta era range și are ce o devour. Da, și cred că o să vrea să luăm asta pentru noi. Atunci să vedem pe piorii noștri. What do you want? Ah. Hellscream, what was this about? And how the hell did these humans get here anyway? Erau aici. Same way we did, little brother. Apparently, a frail girl named Proudmoore leads them. Gina i-a dus aici, cu Theramore stuff. Leads to the north. Hmm. Well, we must make it through the pass despite her. I'll send our hunters to scout the area while we establish a base. Until then, the humans are not to be touched. Whatever you say, War Chief. Prea am prins aici de, de ce Thrall nu vrea să se ia în conflicte cu humanii, dacă cred că de-aia mare parte pe-l interesa mai mult să scape de tot conflictul ăsta. Și cred că de-aia nu vrea să aibă parte de, de al doilea conflict. Ok, ce am eu nevoie de aici? Nevoie de un Great Hall, cât mai aproape de toate. Work, work. Work, work. Code of Beast, așa, bestiere, se ducă tot să construiască acolo. Ok, putem explora puțin, avem și un optional quest pe care îl putem face. Să ce pe băieții noștri aici, să vedem ce e. Stai așa, nu poate să ajute la construit? Oh, fie rar. Ok, atunci trebuie să facem niște burrows. Okey-dokey. Și... Warmill. Be happy to. Perfect. Și dacă tot a mai rămas loc de unul, mai faci tu un încă un burrow. Work, work. Ok, azi din ce aici? Yes. Ceva practic? Nimic. Yes. Ok, și aia e baza lui Hellscream. Dar bine mă, că Hellscream are tăi băzoiul. Dabu. Să vedem puțin ce e pe aici, că dacă e să găsim secundarea aia, să vedem... despre ce e vorba totuși cu secundarea aia. For honor. Ne uităm așa puțin, puțin. Aș vrea că, cum am spus, e faza cu ăștia că trebuie să-i... oh, nici măcar n-avem skill-ul, credeam că avem skill-ul ca să-i... să tragem inamici în jos. Aparent totul e chill pe aici, măcar atâta, știi? Măcar știm că lucrurile sunt chill. Azi de băieți mi-i fac baza aici. O să dureze mult și bine până termină ăștia baza, dar totuși... Bine, termină ăsta borough-ul foarte curând acum. Work complete, yes. Ok, vreau să-mi faci baracă, te rog. I can do that. Ca să începem să facem și... d-ăștia. Work complete. What okay, do you tu... want? Trebuie să mai faci borough-ul, aparent. Okey-dokey. Aparent nu stăm prea bine cu stats-urile astea și ăsta o să fie gata și o să înceapă style level. Perfect. Oi, oi. Stam că mare aici Great Hall de lucra la el. Mi se pare funny cum lucrează ăștia cu, cu nebunia lor de macara și toate alea. Mi se pare foarte funny, dar e, e foarte mișto detaliul ăsta așa cum e pus. Mai țin minte dacă în Warcraft era aceeași treabă. Deci, build the Great Hall, Thrall must survive. Ok, asta e. Cam semi-clar deja de pe acum. Range weapons. We need more lumber. Da, nu mai avem lemn de pe aici. Credeam că mai avem de făcut un upgrade. Hai să facem și baricadele astea și astea, cam useless. Ok, trebuie deci să ne punem repede oamenii să ia cât mai mult lemn și de-astea. Nu e, nu e upgrade de lemn pe aici. Că zic că e ceva de upgrade ca să ne crească rata de lemn. Work complete. Ok, super de acolo. Baraka e, borrow e, tower, bă, hai să facem și asta. A, firar, trebuie mai multe de acolo. De fapt, du-te la lemn, du-te după. We spotted multiple human encampments nearby. There also be a goblin laboratory, protected by a base to the north. Interesting. If we can reach the goblins without incident, we can hire their zeppelins to fly us above the pass. Oh. Bună idee. Mamă, tu mă acolo trebuie să ajungem? Mamă, ești nebun. Destroy all hostile units at the laboratory. Return with two goblin gliders to your base. Ready to work. Și nu avem încă, nu mai avem aici. Yes. Work, punem pe ăsta să taie lemn aici și ne mai trebuie încă unul. Și pe aia o să punem ăsta cu pillage foarte curând. Ca să putem face rost de gold și toate alea. Îmi place cum o să devină toate clădirile țepoase instant după asta. Like, țac, 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 țac. După ce se termină ăsta upgrade-ul. Ok, și tu aici. Nu. La copaci. Be happy to.
Research complete. E greu să-l pun. Gata, uite, două. Țepe să tot, frate, ești nebun. Ok, hai să upgradăm asta. 190, ok, hai să dăm cu grupul ăsta, că să mergem puțin la în căutare de lucruri. Dar să așteptăm un pic să ne se facă alea. Hai să ne facem un de ăsta, zic. Să mai punem la lemne. Că la gold e drumul scurt și fac imediat, nici nu se modifică. Aici la lemne mai e o treabă. Da, să facă toată drăcia asta odată, ca să dăm upgrade la asta, la Stronghold. Ca să deblocăm alte chestii. Uite tu aici. Hai, încă puțin, încă puțin, boys, încă puțin. Bun, încă unul, dacă s-ar mai duce, ar fi perfect. Și gata, super. Ok, hai să vedem ce găsim pe aici, boys. Bă, că băiatul meu Gromaș deja s-a pus pe treabă. Ceea ce e bine. Putem... Putem să lucrăm împreună, știi cum e aia? Yes. Zidem care e secundara totuși, că n-am văzut nicio urmă de secundara totuși. Yes. Oh. Ok, inamici pe aici. Oh, dar îi rupem rău pe inamici ăștia. Ha, ca în Hearthstone. The humans must be slaughtered. War chief, the Warsong clan is attacking the humans despite your orders. Așa bătaie. There's nothing to do now but fight. Oh shit. Tighten our defenses. I'll deal with Hellscream later. Nu știu dacă o să rezistăm. E și doar un turn, în mare parte scăpăm lejer cu un turn. Destroy human bases. Scăpază turnul ăla, că ăla e buba. Hai că e ok, hai că e ok, nice. De acum putem să distrugem lejer. For honor. Focus pe ăla. Ah, firar. Sunt mulți, bă. Rip Gromaș. Sunează ajutoarele. Focus pe asta. Hai că e ok dacă pierdem câteva, să nu pierdem pe troll acum. Ok, focus pe tot ce vreți voi. Ok, mana. L-a distrus spawnul, nu-i bai. Oh, am pierdut mai mulți. Ăleu, am pierdut mai mulți. A, bine, mă, că l-ați dat shield-uri, bă. Nu-i ok cu d-astea, dar ce facem aici? Asta nu-i cool, bro. Bate-te și tu 1v1 ca bărbați adevărat. Vii tu cu shield-urile tale, bășinoase. Ia de aici. A venit el mie cu shield-uri de-alea, dar ce înseamnă asta? Ia și-o mă pe el. Nu că dacă le strugem pe el, după aia pică restul, super easy. Și Jack, frate. Cu căcaturile alea lui. Ce, mă? Bă, aleu. Hai că da. Hai că da. E bine. Hai, de mine și de mine. A, dar și-au damage la țepi. Mamă, dar am rupt burrow-urile alea în ultimul hal. Mi-a dat seama că ăștia mă și atacă pe mine acum. Băi, cât dau animalele astea. Ok, vino tu încoace. Tu fă burrows aici. Ok, îmi trebuie turnul de la de lookout tower să dea grav. Haide bă, troll odată, mă jur că ți-a 5 ani de zile, vere. Bagă poțiunile alea, trebuie să... Mamă, și nenorocitul ăsta e după noi, mă! Băi, ce-i asta, vere? Da, ce se mai... Hai că da. Mai am nevoie de unul. Ok, repede. Până-mi dă ăsta aici, deși e cam degeaba. Mamă, frățiuer! Aia a fost rip. Ok, după după surpriza neplăcută că urma să fiu atacat, a trebuit să redresez puțin totuși să dau restart la misiune, pentru că am uitat complet de treaba aia și vă zis foarte bine că mi-am pierdut mai toată armata și toată aia și nu era bine deloc.
Așa că am prioritizat mai întâi defensiva bazei mele și apoi o să mergem să demolăm toate orășelele de aici pe care le avem noi. Curând o să upgradeăm și ăsta din Stronghold aici, o să facem foarte multe turnulețe de astea de defensivă încât să nu mai avem noi probleme. Și o să lăsăm pe băieți momentan pe repaus până când o să reușim să ne facem și noi un grup de atac, un grup de defense, știți voi, chestii genul ăla. Țacapacă-uri de astea așa, yes. Cum s-ar zice. Mai departe cred că am făcut de toate. Burrow, baracă, Wormhill, facem turnuri. Și un turn acolo. Am uitat puțin baza alea că mai strategic încât să mă asigur că nu vine nimic pe acolo să ne atace. Uite pe băieți, deja vin băieți să ne atace, dar data asta noi suntem pregătiți. Noi suntem pregătiți mai mulți oilor de data asta, ce credeți? Stai să ne mutăm și noi din bătaia focului, cum s-ar zice. Cheamă ajutoare de troll. No, mai nu-ți mai merge așa, gata. Ce ai crezut? Odată ți-a mers, domnule Rex, a doua oară nu-ți mai merge. Super. Acum să upgradăm și asta și o să facem și câțiva headhunters de ăștia. Headhunchos de ăștia aici, așa se avem. Și încă un upgrade. Ah, mai trebuie mult lemn. Eu am făcut destui pion pentru orice tip de chestie de aici. Adică avem 4 pe ăștia, vreo 4 aici. 4 și 4 trebuie să fie cât de cât optimă treaba. Acum nu știu, nu prea mă pricep la treaba asta cu optim, neoptim pe partea de pions, dar pe dificultate de normal sincer nu contează. Ok, tu... Momentan încă n-am nimic bun pentru ăsta de pus să facă. Mai poate să facă niște burrows, sincer, astea chiar sunt practice să le avem. Și am uitat că și pionii ăștia pot să atace cât de cât, de am uitat de ce nu puteam să-i folosesc atunci. Nu mi-a trecut prin cap, bă, trebuie să-i folosi pe băieții ăștia. Ok, trebuie să activăm regenul de la... De la troli. Trebuie să facem upgrade-ul ăla cu regenul de la trole, o să dureze o țără. Ok, încă un upgrade aici cu sulițe. Bă, nu prea mai avem alte chestii de upgrade-ul, aia e toată treaba. Băiatul meu construiește acolo. Văd că Gromaș are și pus pe treabă. Deci dacă pe Gromaș nu atacă nimeni, s-a observat? Pe Gromaș nu atacă niciun NPC de pe drum. Să atacăm acolo porcii pe care avem pentru XP totuși. The Warsong clan is attacking another human encampment. Perhaps this is our destiny. Aie, boss, n-ai ce să facem. Fighting the humans forever. Să ne tot batem cu humanii, cred că e expansionul de întregul de acum încolo. Nu cred că e vreo treabă. A, nu i-am luat și pe aia noi pe care i-am făcut. De ce nu atacă toți? Dormit, au adormit în post, yes. Știi? A, și pe ăștia nici nu-i luase cu mine, că am apăsat doar unul, nu i-am mutat. Ok, tu... Asta mai are puțin, deci poți să aștepți, vină aici, pe undeva pe aici, ca să... Feel... Treaba. Vedem asta. Imediat aceasta o să fie gata. Au, perfect. Chiar te rog, repară-mi. Am uitat că i-am setat mai pe toți să aibă de-astea. Iar am murit mai mulți oile și o să vină asaltul. E interesant că pe el nu-l atacă. Vine fix la mine aici. Nice. Ok, chestii noi. Ok, tu... Fă-mi un turn aici. În fapt, trebuie să-l pus să facă bestiariul. E bine, nu-mi omoră trollul. Cred că mi-l omoară. Da, rip trollul ăla. N-am ce să-i fac acolo. Bun, așa. For honor. Atât. Asta e construit, hai să facem și pillage-ul. Hai să mai farăm niște gold. Research complete. Au, și asta o să-l pun să facă bestiariu după. Deci, construiește bestiariu. Aici. Be happy to. Prea avem să mai construim chestii acum, am observat. Ok, deci avem aici. Merge vreo 3 catapulte și încă un rider, un grant ăsta. Ok, mai trebuie lumber. Bă, da, câți de ăștia de lumber avem și tot nu cară relativ repede, băieții mei, sau care idee? Ok, încă una și mai trebuie încă una. Ei, oricum, stai să vedem ce unități avem și de aici, nu trebuie să mă înghesui cu tot ce acolo. What the F? Okay. Asta ne trebuie ca să demolăm orășelele de pe drum. Trebuie catapulte să demolăm orășelele. Știți foarte bine. O să începe cu ăla de stânga, dreapta, sus și ce mai e pe drum.
Mă stai să de mai... Trebuie să facem și un alt grup de... De defensivă, știi? Să fie aia, să fie aia care se ocupă de aparatul bazei, ca să nu mai trezim iarăși cu surpriză ca tura trecută. Aia a fost foarte nașpa, încă mi-e rușit de treaba aia cum a ieșit. The spirits are restless. A fost foarte nașpa treaba aia. Da, n-am băgat aia cu regeneration-ul? What she want me do? Oh, wow, Richie, asta ce face? Ah, tot belă, dau prima de damage, asta e nice. Bine, dau buff de damage, nu că dau damage. Ca idee, ok, mai trebuie să mai faci un turn. Trebuie încă un turn aici, că dacă am construit aia așa, ce avem? Oh, ăștia. Ah, Kodobi și Ray, ah, ok, n-am nimic aici. Ok, grupul 1. Ok, grupul ăsta pare să fie gata de distracție. Ce lipsește mie e cortul de șamani. Cam le duc lipsa. Să facem și un de-asta aici. Da, putem merge să atacăm primul grup. Primul sătuc de pe aici. O să mergem odată cu băieții mei. Cred că trebuie să profităm de asta, să mergem cu băieții mei. Că dacă mergem cu băieții mei, să fie treaba super bună. Dabu. Văd că vin, mai vin câțiva. Hai că e bine. Yes. Research complete. Punem acolo pe băieții mei. Și mai facem un set de ăștia în spate aici. Fă-o așa, așa. Câte unul de fiecare. Work complete. I am. Echipa unul e aici. Turnul jos. Hai că e ok. Atacați, atacați tot ce prindeți. Sumonează lupii. Aia zi, ce înseamnă să fii mai mulți. Aia zi, bossule, ce înseamnă să fii mai mulți acolo. Unde-s catapultele? Okay, catapultele sunt foarte în spate. Trebuie să facă și el ceva treabă, dar nu prea fac. N-aș fac aici, nu mai am abilitate să le dau heal la băieți, știi? Merg pe așa, pe speranțe. Catapultele văd că fac treabă lejeră aici. Aici văd că lucrez cât de cât chill. Burrows, da. Urmează lupi. Au! Ce e baza principală? Hai să focusăm pe asta mai întâi, zic eu. Că asta e cea mai nașpa de aici, și apoi chestia asta. Chestia asta așa. Atât. Ok, aici ce avem? Mai fă niște... Oh, burrows. Asta pot să le fac aici, cred. A, fir ar trebui să fi dat cu shift. Și încă un... Așa, 3 burrows, dacă poți. Ok, bă, că lucrurile s-au calmat aici, prima bază e gata. Oh, dar trebuie să o rașchetez cu totul de pe fața pământului, sau care idee? Cred că cu grupul ăsta putem merge lejer și în partea dreaptă să-i curățăm pe ea. Nu cred că trebuie să ne stresăm prea tare. Da, văd că rupem lejer cu ce avem aici. Un grup e gata. Mai e ceva? Oh, mai sunt alea două acolo. Oh, trebuie să curez totul, frate, ești nebun? Gat! Una e gata, hai să mergem la ăștia aici. Fapt, hai să ne ducem mai aici, zic eu. Nu știu dacă ei se duc, dacă se gândesc la fel ca mine sau se duc la bază. Vedem imediat. Na, nu gândesc la fel ca mine, se duc la bază. Da, uite pe ăștia aici. Ce faci asta? Nu dau bot în bot cu oamenii ăsta? Bă, că dau bot în bot cât de cât. Așa, perfect, ca să dăm noi bot în bot cu ei. Să-i rupem aici așa. Pine la mijloc. Ce idiot era troll acolo când se-mi pot molea. Jab, jab. Gata, boys. Ok, hai să ne ducem undeva pe aici. Știa să folosim catapultele.
Stai să facem focus la catapultă, să-l punem pe turnuri. Oh, cacă! Dacă ne strugă ăștia catapultele. Ok, hai să luăm catapultele. Strugeți astea. Bam, bam! Turul de acolo. Sumunează ajutoare. Hai că bine. Nu cred că ajunge troll la timp să-i ciocănească pe aia acolo. Relativ ok. Gata. Level up. Încă n-avem cataclismul ăla, frate. E rar. Cam pierdem oameni. Pierd o catapultă deja. Ceea ce nu e bine. Da, ăștia care dau de la distanță sunt foarte nervanți. Ăștia cu mortarul lor. Bine, nu că ești cum mai avem treabă. Sunt dălea mai nasoale aici. Sunt mortar buildings dălea. Bine, puteam să facem o țără de focus pe... cu clădirea principală, știi? Rupeți-vă, băieți. Sunează ajutoare. Rupeți-i pe ăștia, ăștia că ne bombardează de ne sar capacele. Ok, deci să facem armata numărul 2 în, în bază. Ca să putem să ne concentrăm pe astea. Fapt și ce, hai întoarceți în bază. Duceți-vă în bază și mai facem rost. Ok, ce ne trebuie foarte mult? Trebuie o catapultă. Asta e clar, poate chiar în două. Mai trebuie dăștea, că ăștia dau relativ decent. Mă, ăștia zic după aia mare. Cât dau ăștia? Ok, 20 și ceva damage. Să chine ăla să tragă, vere. E teroare. Da, mă, da, știu că suntem under attack, dacă am degeaba under attack-ul ăla, să fiu sincer. Cam nașpa, puține upgrade-uri pe care le putem face. Și ne-a rămas ăsta care splitisește? A, ăsta aici. Nu știu, boss, mai fă niște turne-up și tu, fă-te folositor. Mam. Bă, dai damage în ai tăi, bă, catapultă, bă. Nice. Ok, să vedem ce avem aici. Uleu, deja avem un grup full. Deja avem un grup full. Prea avem range în grupul ăsta. Și nu prea avem nici unde să ne healuim. Ok, dar câți ne mai trebuie? Sper că am mai pus de o catapult aici. Ok, cred că o să scop pe cineva care e rănit și pe care nu putem să-l folosim. Gen tu, în special, nu știu, vino, stai undeva să te vindeci. Catapultele pe fraiere din spate, așa. Tu stai aici. Stai să te vindeci. Ok, cine aici? Grupul 1. Grupul 1 e gata de dăzmăți. Mergem să terminăm ce am pornit. Și anume să-i batem pe fraierii ăștia de aici, apoi albaștri, apoi verzi și apoi cred că terminăm misiunea. Eu zic că suntem super ok puși așa. Cu ce avem acum o să ne descurcăm le share. Și poate mai facem o misiune după asta. Până atunci, stați voi aici, că a rămas unul în urmă. Până atunci, hai să mai punem niște dăștea să se facă. Niște dăștea. Nu știi niciodată când o să rămâi fără oameni, știi și... De-aia zic că ar fi practic să avem acolo. Să spunem catapultele să atace mai întâi turnul ăla, că apoi restul poate să fie dezmăț. Rupeți-l pe ăla. Rupeți-l pe ăla, catapultele. Catapultele pe ăștia. Bum, bum. Catapultele pe ăla de acolo. Mamă, dar ne-a luat ceva damage. Vengeance for Sulci. Hai că merge treaba. Gata, boys. Asta e Gilneas, așa din Gilneas.
Mai o pasta, nu știam că din ghilnesc. Care a murit, frate? Serios că ați murit unul acum? V-ați trezit să muriți unul acum. Catapultele focus aici. Focus pe ăla, o să mai pierdem două unități cel mai probabil. Anu-i bai. Perfect, iarăși voi concentrați-vă pe ăștia. Ok, văd că toată lumea atacă ce vrea. E perfect. Mai pune niște de-astea să grăbim procesul. Ne-am asigurat că toți oamenii s-au făcut spa. Mai mult sau mai puțin. De acum gata, de acum poate să curețe fiecare cu mare chef. Nebi, mă, nu știam că e ghilneas aici, adică ghilneani. Nu știu dacă apar organi în Warcraft 3. Se pare că apar ceva organi în Warcraft 3, dar sunt foarte dubioși. Gen sunt druizii, parcă. Sunt organ night elf. Nu sunt organii pe care știm noi de WoW. Ok, doi cam pierdem foarte curând, dar n-avem să-i facem aici. Deci perfect curăță, băieți, aici. Îmi plac ăștia care au cu poarta așa, gen super repede atacă. Încă puțin. Și gata cu orășelul ăsta. Perfect, cum orășelul albastru. Să ne punem în fața aici, lejer. Să-i pârlim pe băieți. Așa, unde sunt catapultele mele? Catapulte. Nu pot să dau click pe... Așa, nu mă lăsa să-i selectez, așa. De regruparea 1, sper că nu se duce prea în față să-și ia damage. Ho, bă, unde mergeți? Ho, zic prea aproape. Ok, e la limită. E cam la limită de range. Catapultele mele trebuie să lucreze acum. Atât. Ok, bine. O, dar e frumos așa, avere. For honor. Yo, iar a venit Nearo mică cu jetul lui de gheață. Turnul ăla vreau jos cu el. Mamă, mi-a făcut praf turet. Mi-a făcut praf turet, hai că nu mai contează. Mamă, mi-a făcut praf toată armata. Băi, ce a nimicit, frate, în halul ăsta? E serios, la creier capul mi-a decimat, nu ca altceva. Bă, le-a dat alte F4 la băieți. Ok, retragerea, asta nu e ok. Asta nu e ok. Ce Dumnezeu le-a dat alte F4 la băieții mei? Mamă, frate. Deci le-a dat fatal la nu ca altceva. Oh, ăsta a dat așa de mult Rex, ăsta așa de mult damage a dat. Bine, turnul ăla cred că ne-a căsăpit rău de tot. Asta e să rămâi tu aici și mori. Nu știu, dă damage, nu mai contează, asta e în regulă. Băi, ce ne-au căsăpit, frate. Ia mai fă bătu un turn undeva aici. Că mică s-ar putea să mai vină. Ok, grupul 1, atacați. Ce faceți, boss? Ai venit la noi acasă? Ai venit să vă distrați. Nu merge așa treaba, ce faci? Gata, acum e momentul și să-i atacăm noi pe ei, că nu mai au, ofensivă. Cred că n-ai nevoie de foarte mulți de ea. Ok, ăștia doi. Ăștia doi trebuie să se care, nu știu ce-ți veni apoi și să-i ucideți-vă acolo. Așa, trebuie să vină catapultele. Trebuie mai mulți ranger, cred că. De ăștia parcă simt că nu sunt așa grozav. Cât dă rangerul normal? Asta, rangerul normal dă mai mult damage. Ok, trebuie ranger normal. Acolo. Cât sunt în armata 1? Mai vine încă o catapultă. Deci încă 2 de ea. Perfect. Perfect, deci am calculat bine cât să mai trebuiau. No, cu asta îi rupem. Cu asta le facem felul.
Aia pare fi cea mai nașpa bază de luat, restul par mai simple. Și pe ce luăm și pe aia, gata, easy peasy. Tu poți să duci, faci tu ceva productiv, nu știu, ia lemn. Am de acolo, ia lemn de aici. Ok, grupul 1. Acum să vină cei doi. Bine, mai putem construi un set de ăștia. Să avem acolo, păi bine, poate țin cam mulți de ăștia. Ăștia la fel. Din nou, deși nu cred că o să mai am nevoie de acum. Deci cam degeaba îi mai fac, oricum nu mai am nevoie de acum. E aproape gata. Ready to ride. Vengeance for Zurgi. Where she want me go? Așa. Ce avem de toate? Gata, boys, hai. Yes. E gata treaba. Garrosh, Gromaș ce face? Văd că e și el pregătit de atac, dar nu știu ce vrea să mai atace el. Măcar scoate-o la din sărit în MOV-ul pe care l-are de serios. Unitățile MOV arată așa stupid. Nu știu de ce. Probabil că așa o stare dubioasă când văd MOV-ul ăla. Ata, boy, s-a terminat distracția. Ce v-ați oprit aici? Cred că se mai opresc ca să meargă toate unitățile uniform, știi? Dacă îți duc de aiurea, no bueno. Bă, catapultele poate să atace unde o fi, că nu cred că mai au ăștia turnuri. Hai, că nu s-a dus ăsta primul. 5 ani lumină, diferență. Hai că da, e bine. Aoleu, focus pe ăla, focus pe ăla, focus pe ăia, focus pe ăia, focus pe ăia, focus pe ăia. Gata, bun așa. Gata, șopă băieții aia. Dăm și drum la căței să ne asigurăm că treaba merge bine. Mai dăm și un electrocute aici ca treaba, să meargă și mai bine. Reîncărcăm mana. Catapultele astea dau teroare de peste tot. Oh. Uh-oh. Înapoi în spate aici, 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 aici. Aici, bă, că au venit ăștia de la Kul'Tiras. Spar catapultele, for fuck's sake. Aoleo, mi-a rupt catapultele în șapte. Cam aș bă cum a apărut ăștia de nicăieri, mi-a stricat mie toată pasența. Hai că vine Groma și ne salvează acum, boys. E bine. Măcar mai avem două catapulte, asta e partea bună. Băi, ce ne-au decimat din armată, mă, doar prostia aia. Încă a trebuit să... Aoleo, ăla! Aoleo, ăla! Ăia trebuie să-i spargem că-s urăcioși rău de tot. Hai că a venit și Groma și treaba e GG de acum, gata. Ah, mai au un tur totuși, bă, că băieții mei aici. Ok, catapulte. Că se poate, mulțumesc. Hai, lasă, fie Groma și acolo. Masturbatorul ăla care se ia el bătaie de la... De la tot. Perfect. Eu dacă e un drum aici, secret. Gata, acum putem ataca tot. Ăsta, da. Ăsta e așa, trebuie focusat. Hai să focusăm clădirile care produc unități, genul ăsta. Că ăsta e iarăși foarte, foarte stres. Hai, ce distrugem ăsta, o să distrugem și ălalt. Gata, ăsta e gata, ăsta. Mă, că degeaba e asta, că dă doar silence. Oh, mai era una. Și lui și asta. Lejer. A, da, mă, de aici toată baza e noastră. Mai scoatem și căței la distracții. Dau ture, dau astea catapultele mele lejer în ei. Nu știu dacă o să mai avem nevoie de încă un set de catapulte iarăși. Hai să vedem ce am făcut aici, că ne trebuie încă 4. 3. What she want me to? Nu. Ok, vino tu, vino tu. Who you want me to kill? Și vino tu.
Say the word. Voi patru veniți aici sus. Yes. Focus pe aia. Ca să fie gata și zona asta. Dacă vin băieții, o să-i luăm pe băieți și ne ducem lejeranul către baza lor la alți. Gata și cu asta. Dabu. Unde sunteți, mă, voi ăștia de pe drum? Voi sunteți grupul 2. Ca să fie ușor să vă combin cu ăștia. Aici veniți cu voi ăștia, ca să vă pun la grămadă cu băieții mei. Ia uite ce avem noi aici. Mamă, dar au rezolvat alea că... catapultele alea ale mele. Ok, și ăștia de aici, yes. Cred că ar trebui să fim Gucerino. Și văd ceva aici, totuși. Deși nu știu sigur ce e, dar... Hey. Dabu. Putem să explorăm o țără? Yes. For honor. Alo? Oh! Niște bestii. Lol, atacăm oamenii de pe partea aia la altă, ești de bun. A, te-am lăsat pe ăla. Owl beasts. No upkeep, bă, dar mi-au făcut praf rău de tot. Hai că tanchează ăia, ai mei. Dau și așa ceva dacă tot îi spargem? Oh, claw attack plus 9, holy fuck. Stai mă, catapultele mele poate să atace de aici? Acum că mă gândesc, era opțiune, știi? For honor. Ok, catapulte, distrugeți ăla. Nu mai am nicio șansă, băieți, mi-e gata. Oricum de aici contează doar să distrug ăla de acolo și gata să mă simt liber cu că am scăpat de prostiile astea. Hai că rupem pe ea. Repede, repede, repede. Gata tot grupul. Trăzniții, trăzniții, că ne rup pe ăștia. Ne rup catapultele, repede, mă! Mai repede, așa, gata. Gata, rup. Acum, a, mai e încă un turn în față. Ok, catapulte. Ducem puțin mai așa, că s-ar putea să ajungă. Mai sumână un grup de ajutoare. Nu, focusați catapultele. Lăsați-le în pace. Oh, nu mai am nici mana. Bă, măcar să distrug turnurile, că de restul chiar nu mă mai interesează, de restul se distrug el, încerc și sigur. Gata. E, acum pot să aduc și restul de... A, vine Hellscream, nu mai contează. E ok, vine Hellscream, nu ne mai stresăm. Dați-vă totuși în prostia aia jos, nu mai văd. Ok, sugeți-o cu fraiera aia. Fraierul ăsta. Bă, prostia asta de clădire. Scoatem și lupii la iveală, ca să nu mai avem noi stres. Se cam rupă pe băieți, n-am ce să-i fac aici. Dar vine băiatul meu Gromaș acum. Mama, hai că a adus Gromaș, băieții grei. Dar o catapultă n-ar fi adus și el, bă, să-i sară capacele. Totuși, close-o attack plus 9. Mai contează altceva? Direct focus pe asta. Vreau să văd clădirea asta, gata. Mai aducem și pășe de aici? Hai să aducem și pășe de aici, nu știu dacă mai apucă și ei să facă ceva. Ce bine. La grămăjoară, îți mai vine lupii. Haide vă, Gromaș. Oh, niște catapulte erau bune dacă mai făceam, dar n-am mai făcut niciuna. A fost prea lene să mai stau să mai concep catapulte. Am măcar, știi că distruge mai multe chestii deodată. Plus că avem damage de distrus lucruri. Perfect. Încă o bază făcută praf. Focus pe băiatul meu acolo care stă lejereanu. Ok, distrugem prostia asta de aici, că asta iar produce unități și enervantă rău de tot. Cred că dacă făceam o armată de papagali de ăștia așa cu suliți, cred că nu mai avea niciun stres. Am o vine ăștia ce fac. Grup 2. Oh, atacă lejer băieții mei, ce-mi place.
Zem, putem să-i prindem lejer pe ăștia? Nu scapă unul totuși. A, nu, i-am prins pe toți. Focus pe aia. Și gata, și cu cultirasul. Nu mai e nimeni. Oficial toate bazele inamice au fost făcute praf. Da, cred că să-ți faci un grup doar de catapulte ar fi perfect, știi? Un grup de 3 catapulte, dar separate de armata principală ar fi mai bine. Mai ușor de manageria. Cred că asta am făcut ultima oară când am jucat Warcraft 3, dacă mi-aduc bine aminte. De-a mers totul mult mai bine. Au, mai avem o clădire, mă, cine e atâta? Literalmente putea să fie gata chestia asta de secole. 8 quest gata. Hai să ducem aici să vedem care treaba cu ăștia. Și de fapt cred că o să o luăm pe aici, nu-i așa? Ce o să avem de mers. Nu prea am luat în calcul și obiectivul principal, știți? Deci acum mai bag o misiune, mai bag pe măsa, nu mai bag nimica. Aoleu. Am crezut că o să fie mai ușor de atât, dar aparent m-am întins foarte tare cu ăsta de aici. Aia ete băiet, n-avem tete fatem. Nu e bai. Vă place Warcraft 3, nu e problemă de asta. Bă, dar pune pe repede înainte. Sincer, am observat că nimeni nu a cerut gen hei, Bob, nu știu, arată-le doar cinematicele și gata. Mă așteptam, știi, că de obicei lumea are are o retenție de asta foarte micuță. Când e vorba de videouri de-astea lungi, special jocul și strategie, dar poate na, e plăcut. Oh, rupeți-i! Hai că nu sunt numai doi în față, e bine. Aoleu, frate, cum s-au dus ăștia ca papagalii. Yes. Am, o băgat și voi turbonșarele ale voastre, mă jur. Hai, când l-a făcut prapădorel ăla? Oh, încar nu mai avem catapulte acum. O potion of healing, nu e ca și cum. Duc lips așa grav de healing. Oh. Ma centaur pe aici. Sup, my boys? Și de fel sau altul tot trebuia să vii să te bați cu human acolo. Și tot era nevoie să te bați cu aia acolo. Mamă, fițar. Khan. Bă, e Khan! A, e Khan, că e șef. Gen Khan, Mortal Kombat, Kotal Khan și toate alea. Scroll of healing. Aș vrea să iau și eu scrollul ăla de healing, să-l dau heal la băieții mei. Mamă. Oh, Goglet Ogre plus 3. Aceeași mânușă, bă, da. M-a duplicat, îmi dau ăștia, mă jur. Și am ajuns să luăm 20 pe line. Asta e că... Aoleu. Păi da, avem cu ce să-i dăm jos. Hai că avem. Avem. Sumnează ajutoare, Thrall, noroc că avem de ăștia care atac la înălțime. Never mind, ataca la înălțime. Ha, bă, ce faceți? Vă așa mult. Coboară pe fraiera aia jos. Ne descurcăm. Oh, Circle of Nobility, bagă. Hai că nu mai rezistă mult. Mai tracem buna jos imediat. Mai avem de ce? O, e gata. Nice. Jap. Și asta se duc înapoi acasă. Stai mă, ce faci? Pe ce papagalul? Ihuhui! Gata, boss! Easy! Am lăsat ceva aici? Mamă, ce-am lăsat în spate! Așteptam să fie lăsat ceva important, dar aparent nu. Ce-mi plac zeppelinele astea când funcționează ele așa. Pâr-pâr-pâr-pâr! A, dar a făcut să semne leacă mai mult cu cele din WoW sau mi se pare mie? A, nu. Mă gândeam să fie vreun goblin în fața zeppelinului care îți dea din pedale, gen... Știi, o chestie de genul ăla? Mamă, cum ar fi fost? Sincer, că ai fost foarte hilar dacă făcea ca pe ăla din WoW. Gata și cu zeppelinul, bă, băieți. Bă, lungă a fost misiunea, bă, nu mi-aș fi dat seama, poate 50 de minute pe misiunea asta. Bine, și din cauza că am pornit greu,
Ne-am luat acolo dominație totală la început și apoi Adorn era să numele lumea dominație pe chestie, dar hai. With these, we can reach Stone Talon Peak by morning. A true warrior would simply take the pass from the humans. Have you lost what's left of your mind, Hellscream? I gave you a direct order to leave the humans alone. What the hell is wrong with you? Uh-oh. Don't lecture me, pup. The wretches deserved death. Don't you feel it, Thrall? It's like the old days. Like the demons are near. I don't know what's come over you and your men, but this bloodlust is a liability that I can't afford. I'm sorry, Thrall. You're right. I can handle it. I can't take that chance, Hellscream. Take your clan into the northern forest and build us a settlement. I'll come and find you after we've reached the Oracle. Damn. Săracii erau consumați de seta asta de bătaie, știi? Oh, vreau să spar fața cuiva, dar totuși trebuie să mă calmești, știi? Ok, oameni buni, ca asta ar tot pentru partea asta super lungă din de ce am văzut Call of Duty, nu știu, din Warcraft 3 Reforged. Sper totuși că v-a plăcut. Scuze dacă a durat cam mult misiunea asta, în loc să facem și noi două misiuni ca toți oamenii. Am făcut și noi o singură misiune, dar nu-i bai. Sper totuși că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne vedem data viitoare. Pa, pa!